Georgia, domnul Varujan Vozganian, liderul deputaților ALDE și candidat al partidului la alegerile europarlamentare din 26 mai, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc de invitație. Începem discuția de astăzi cu un anunț venit de la Bruxelles. Domnul Verhofstadt a anunțat sâmbătă că grupul ALDE va fi dizolvat după alegerile europarlamentare și va fi înlocuit cu o nouă formațiune. Cum a primit ALDE România această veste? ALDE România a primit această veste așa cum a fost ea dată, pentru că știrea nu este că se dizolvă grupul ALDE, și că domnul Verhofstadt ar dori să se dizolve grupul ALDE, ceea ce nu este neapărat același lucru, dat fiind că în grupul ALDE, ca să fim serioși, domnul Verhofstadt se reprezintă pe sine, pentru că e posibil ca partidul domniei sale să nu aibă decât un singur europarlamentar și în ce privește ALDE și componenta politică trebuie să decidă. Așadar, noi privim cu rezervă, înțelegem o dată în plus de ce domnilor Weber, Timmermans și Verhofstadt le-a cășunat pe România. Toți trei au veleități de a ocupa funcții importante în configurația de după alegerile europarlamentare. Toți trei vor să pozeze în justițiar și caută ținte de carton, caută astfel de teme care să emoționeze electoratul și au găsit România exagerând și abordând cu părtinire realitățile românești. ALDE România nu dorește să iasă din ALDE. Dacă ALDE pleacă, ALDE România va rămâne tot ALDE și va privi noua configurație a Parlamentului European. Nu trebuie însă să luați această declarație a domnului Verhofstadt ca un fapt împlinit. De aceea cred că după alegerile europarlamentare va trece ceva vreme până când se vor alcătui comisiile din Parlament, se va alcătui Comisia Europeană, se vor stabili liderii grupurilor parlamentare. Va fi o perioadă de mai multe săptămâni, dacă nu chiar luni, în care lucrurile acestea se vor dezbate și atunci vom avea ocazia să discutăm din nou. În orice caz, așa cum am spus că ALDE rămâne atașat valorilor europene, ALDE rămâne atașat și formațiunii din care până la urmă și-a tras și numele național ALDE. De ce credeți că a făcut acum, în plină desfășurare a campaniei, acest anunț, afirmație? Eu nu vreau să îmbârfez viitorii colegi de serviciu, dar domnul Verhofstadt are ambiții mai mari decât grupul ALDE poate să îi le ofere și atunci încearcă să lărgească acest grup și să-și găsească susținători din afara actualului grup. Pentru că în actualul grup sunt componente naționale, unele chiar foarte importante, care nu agrează comportamentul deosebit de agitat al domnului Verhofstadt, de aceea își caută colaboratori din afara actualului grup ALDE, dar care ar putea să fie parteneri într-o viitoare grupare, cum ar fi partidul lui Macron din Franța, cum ar fi Ciudadanos din Spania, care vor avea un număr mai important de parlamentari. Cu alte cuvinte, era o glumă pe vremuri că România era prea mică pentru Ceaușescu. Tot așa și ALDE acum se pare că e prea mic pentru ambițiile domnului Verhofstadt, care în concurența pe care o are cu domnii Timmermans și Weber, care reprezintă grupări mult mai mari pe socialiști și pe populari, dorește să aibă un grup pe măsură. Nu este foarte clar că va reuși și, mă rog, noi urăm succes, dar în același timp ne păstrăm această rezervă. Noi considerăm că destinul grupului ALDE se va discuta nu doar cu domnul Verhofstadt. Cum amintea și dumneavoastră, dânsul a cerut în repetate rânduri excluderea ALDE România din grup. Da, dânsul și-a făcut din România un fel de ciuca bătăilor. Noi înțelegem agitația sa din campanie, punem totul pe seama campaniei, sperăm ca după campanie să se mai potolească și să vadă și realitățile așa cum sunt. Tocmai de asta noi am și făcut o solicitare, acum am luat aprobarea politică a partidului ALDE, să depunem o interpelare către primul ministru și ministrul justiției, o întrebare în care să ne se spune exact cam câte abuzuri s-au comis în justiție,
în procuratură, cu nume și prenume, ca să le dăm domnilor Timmermans, Weber și Verhofstadt, când vor avea tihnă după alegeri, să citească. Cum spuneam, ne aflăm în plină desfășurare a campaniei pentru alegeri. Cum se pregătește ALDE? Pe ALDE s-a pregătit pentru campanie. Zilele acestea. Campania este destul de liniștită, pentru că cei care fac campanie din partea noastră trebuie să afle mai ales ce n-au voie să facă decât ce au voie să facă. N-au voie să folosească în public sigla partidului, n-au voie să ofere amintiri, ca să fim eufemistici, așa cum aveau voie să ofere în campania cealaltă, n-au voie să pună bannere, nici măcar în locuințe, în incintele personale, și așa mai departe. Asta face ca această campanie să fie mult mai rezervată decât alte campanii, cum ar fi campania alegerilor locale. În același timp avem alte mijloace, cum este internetul, cum este comunicarea de la om la om, cum este televiziunea, cum sunt studiourile, cum dumneavoastră ne-a spus, cu bunăvoință la dispoziție acest interviu, și comunicăm. Sigur că nu putem să răsucim multe lucruri în campanie. Această campanie doar face câteva acorduri fine peste ceea ce a fost prestația partidului de până acum. Mi-aș fi dorit să discutăm mai mult despre bugetul care vine european, despre rolul pe care l-au parlamentarii români, a configurat o imagine corectă în România, despre paradigma Uniunii Europene pe care o sprijinim. Din păcate s-au fost introduse teme parazite, cum este cea a referendumului, și suntem nevoiți să pierdem o bucată de vreme cu teme care, repet, n-au nicio finalitate decât să-i dea domnului Iohannis posibilitatea să fure din când în când mingea și să intre cu ea în teren. Sunteți unul dintre candidații partidului la alegeri. Ce vă propuneți pentru Bruxelles? Eu am poziția 5-a și în principiu reprezint și mă implic mai ales în campania din Moldova, dar și în campania din celelalte regiuni ale țării, pentru că până la urmă toate provinciile țării trebuie să meargă umăr la umăr. Prioritățile pe care le avem nu numai eu, ci și colegii mei din ALDE sunt 3. Cea din tâi este legată de proiectul bugetar 2021-2027, pe cât posibil sporirea finanțărilor și înlăturarea discriminărilor, cum sunt cele care privesc fermierii care în România primesc subvenții de două ori mai mici decât în țări precum Malta, Grecia sau Germania. În al doilea rând, o reconfigurare a imaginii despre România, o imagine corectă care să fie bazată pe informare corectă. Nu vrem să ne răsfețe nimeni, să ne mângâie pe creștet, nu vrem să ascundem nimic sub preș, vrem ca lucrurile să fie cunoscute, iar dacă după ce cunosc lucrurile, unii se încăpățânează să fie părtinitori, aia după aceea e treaba lor, noi vrem să ne asigurăm că realitățile sunt cunoscute nu numai de la reprezentanța Uniunii Europene, care face mai degrabă pamflete decât să facă informări la Bruxelles, și de asemenea nu informări de la unii parlamentari români la Bruxelles, care își facă o adevărată vocație din a denigra România pentru a putea câștiga scor electoral. Așadar, acesta este al doilea obiectiv, România să aibă imagine corectă, pentru că pe ea se va construi și respectul celorlalți. A treia este legată de paradigma Uniunii Europene, cum va arăta Uniunea Europeană în viitor. Noi categoric ne situăm ALDE de partea celor încrezători. Unii separă parlamentarii europeni și grupările politice în eurosceptici și eurooptimiști, în suveraniști și federaliști. Vă spun limpede că noi ne situăm de partea celor care au încredere în viitorul Uniunii Europene. Suntem atașați acestor valori și e firesc să fie așa, pentru că Tăricianu și cu mine am făcut parte din guvernul în timpul căruia a fost aderarea, și pot să vă spun, pe vremea mandatului meu de ministru al Economiei și Finanțelor, n-a existat niciun infringement la adresa României, iar Călin Tăricianu a grăbit cu un an aderarea României la Uniunea Europeană ca prim-ministru. În același timp, nu suntem nici federaliști, noi nu credem că e posibil să avem Statele Unite ale Europei, cum clamează unii preopinioși de ai noștri care cer salariu minim egal pentru toți,
poate într-o bună zi, astăzi în Luxemburg salariul minim este 1800 de euro, ceea ce e de aproape de 3 ori mai mult decât salariul mediu din România. Și e foarte posibil ca o formulă federalistă să fie doar o soluție naivă, pentru că nimeni din Europa nu ne va transfera nouă din resursele sale, așa cum a făcut-o Germania de vest cu Germania de est. Soluția federativă ar fi doar un gest de transfer a unei responsabilități pe care n-am putea să o luăm singur. România este un stat suveran, trebuie să-și asume propriul destin, trebuie să-și asume în același timp armonizarea cu celelalte state în Europa, dar sigur în condițiile în care urmele cortinei de fier care a separat Europa în lumea occidentală și lumea comunistă, urmele cortinei de fier trebuie să dispară. Ele mai există încă și la nivelul repartiției bugetare, și la nivelul unei filozofii de tip Europa are două viteze, și de tipul mentalităților, observați că în chestiunea refugiaților, în chestiunea familiei, țările din estul cortinei de fier, Polonia, Ungaria, România, au altă opinie decât cele din vestul Europei. Deci astea cred că sunt problemele la care și România trebuie să răspundă. Acestea sunt cele trei priorități și, desigur, sunt și altele care țin de prioritățile românești care trebuie incluse în proiectele europene. Eu, de pildă, pentru Moldova, am drumul de la Tișița la Albița spre Chișinău, care a fost și introdus deja într-un program european și noi acum încercăm să asigurăm tot contextul, finanțarea, ca acest proiect să se realizeze. Dar ce scor își propune ALDE la europarlamentare? V-ați stabilit un scor țintă, să spun așa? Păi, într-o formulă optimist, moderată, sperăm să luăm cel puțin 10%, ceea ce ar însemna 4 parlamentari. Într-o viziune optimist, media, așa să spun, să nu spun exagerată, ne dorim chiar 5 parlamentari. Cum aminteați și dumneavoastră, Adina, ori în aceeași zi va fi organizat referendumul pe justiție, un referendum inițiat de președintele Klaus Iohannis. Am văzut că aseară domnul Tăriceanu a îndemnat simpatizanții ALDE să nu meargă la vot la referendum. Care este în opinia dumneavoastră, de fapt, scopul acestui referendum? Eu am declarat încă de acum 10 zile că nu am să accept buletinul pentru vot la referendum. Și eu am făcut același îndemn, e un simulacru, este un caragioslâc, dacă vreți să vă spun deschis. În primul rând, e aiurea că sunt trei întrebări în același referendum. Una care ține de amnistie și corupție, a doua care ține de ordonanțele pe fapte de corupție și a treia care vorbește de felul în care alte autorități pot interveni cu solicitări la Curtea Constituțională pentru ordonanțe de urgență. Nimeni nu spune ce se întâmplă dacă ești de acord cu una din trei sau cu două din trei, cam cum ar trebui să răspund. Nu poți răspunde cu da și nu în același timp. Asta e prima chestiune. A doua, temele nu au legătură, de fapt, cu justiția. Cele privind legiferarea sunt ex ante, se referă la probleme dinainte, iar cea privind amnistia și grațierea la ex post. Temele justiției din România sunt numeroase, și ele ar putea fi abordate, de la felul în care pe judecător ar trebui repartizate mai multe dosare să aibă timp să le citească, de la modul în care se respectă codul de procedură penală, de la modul în care trebuie înlăturate abuzurile sau pedepsite atunci când ele se petrec și așa mai departe. Însă, aș vrea să mă refer puțin la prima întrebare ca să vedeți cât de șubredă, cât de șubredă este această construcție. Așadar, președintele ne întreabă dacă suntem de acord cu amnistierea și grațierea faptelor de corupție. Sigur că nu suntem de acord cu amnistia faptelor de corupție. E ca și cum te-ar întreba dacă ești de acord să-ți bată inima ca să trăiești. Deci este o temă pe care după aceea dânsul o va fructifica spunând că, iată, problema corupției preocupă pe român. Da, problema corupției preocupă pe român, dar, domnule președinte, amnistia și grațierea nu au inclus niciodată corupția printre faptele amnistiate și grațiate. Legislația amnistiei și grațierei de la al doilea război mondial încoace nu oferă nicio șansă luării de mită, dării de mită și traficului de influență. Așadar, nu înțeleg de unde această idee că brusc noi față de tradiția juridică românească o să facem altfel. Unii au zis
lideri ALDE sau PSD au spus asta. Aș vrea să văd și eu declarația unui lider ALDE sau PSD care vorbește de faptul că faptele de corupție vor fi amnistiate și grațiate. Deci este o temă inventată, dar mai mult de atât. Luați ultima lege din 2002, lege de grațiere, de amnistie, scuzați-mă. E bine, acea lege se includ 60 de fapte de natură penală care nu se amnistiază, nu se grațiază. Printre care crima, violul, pedofilia, tâlhăria, traficul de droguri, atentatul la siguranța națională. Păi, atunci când spui, sunteți de acord ca faptele de corupție să nu se amnistieze? Ce înseamnă asta? Că cu crima suntem mai îngăduitori? Sau cu pedofilia? Sau cu violul? Sau cu traficul de droguri? Și eu aș scrie pe buletin, sunteți de acord? Și aș spune, nici crima, nici violul, nici pedofilia. Deci este o întrebare pusă prost, pusă și șmecherește, dacă pot să spun așa, un tertip prin care președintele vrea să participe la campanie electorală. Este absolut aiurea. Când sunt zeci de fapte penale, care niciodată nu au fost amnistiate și grațiate, tu scoți cu penseta una dintre ele și să lași sentimentul că aia e cea mai complicată, cea mai importantă temă pentru români, când de fapt nimeni n-a vorbit de amnistia și grațierea faptelor de corupție. Dar este necesar un referendum pe justiție? Considerați necesar? Eu cred că pe justiție poate sunt pe alte teme, măsuri importante. Sunt convins că toți românii doresc să avem o justiție care să funcționeze bine. Lucrurile astea nu se rezolvă prin referendum, ci printr-un dialog politic, printr-o asumare corectă și nu prin părtinire, prin elogierea unor procurori, prin escamotarea faptelor grave pe care alții le-au comis. Iată, de pildă, atitudinea față de procurorul general Augustin Lazăr. Și nu vorbesc aici doar de președintele României, care a tărăgănat lucrurile până când Augustin Lazăr a ieșit la pensie, să-i dea Dumnezeu sănătate, să o ducă că merită la pensia pe care o are. Dar nu înțeleg de ce elita civică a anilor 90, Societatea Timișoara, Alianța Civică, Grupul de Dialog Social, s-au transformat în apologeți, în lăudători al lui Augustin Lazăr. Cele mai mari medalii de luptă pentru democrație și pentru drepturile omului au ajuns să le ia exact procurorii care au făcut cele mai mari abuzuri. Eu am socotit într-o evaluare aproximativă, dar sperăm să ne dea primul ministru evaluare exactă, sunt multe sute, dacă nu aproape de 1000, de achitări și pe care judecătorii le-au dat în ultimii 2-3 ani față de rechizitoriile procurorilor. Și știți de ce? Pentru că odată cu ceea ce a făcut Tudorel Toader, breșa care a fost făcută în sistemul acesta care se credea veșnic și atotputernic al Ministerului Public, judecătorii au început să judece cu demnitatea preslei lor. Și de aceea în ultimii 2 ani, nemai fiind șantajați, nemai fiind intimidați, așa cum se întâmpla până atunci, ei au dat sentințe corecte. N-ați văzut ce vânzoleală a fost conființarea secției pentru investigarea infracțiunilor magistraților? Adică de ce să fie atâta teamă? Adică înainte era bine când cică procurorii erau controlați de o secție în cadrul direct Departamentul Național de Corupție. Departamentul Național de Corupție avea toate dosarele celor care erau urmăriți, judecători și procurori, și am văzut foarte bine cum se instrumentau astea. Adică, de fapt, nu se instrumentau, ci permanență se agitau aceste dosare făcute, contrafăcute, nu știu, judecătorilor și procurorilor pentru a fi obedienți. Această secție a fost numită de Consiliul Superior al Magistraturii fără ingerințe de natură politică și e foarte bine și această breaslă să aibă disciplina ei. Nu cred că în ceea ce privește justiția există o valoare mai importantă decât omul și drepturile sale. Anul acesta vom avea și alegeri prezidențiale. Care sunt ultimele discuții în coaliție privind candidatul la prezidențiale? Ultimele discuții sunt că primele încă n-au avut loc. Aceste alegeri europarlamentare sunt un preambul. Probabil că rezultatul lor va influența oarecum decizia, pune sub anumite auspicii
dialogul cu privire la campania pentru prezidențială. Asta e și motivul pentru care noi pledăm în fața simpatizanților și membrilor noștri să meargă la vot, pentru că ALDE, cu un scor de două cifre, este consolidat ca un partid important și pregătit să-și susțină președintele pe Călin Tăricianu în campania prezidențială. De altfel, asta se observă cu ochiul liber, Călin Popescu Tăricianu este singurul posibil contracandidat al lui Klaus Iohannis, care în turul 2 și-ar lărgi mult acoperirea electorală, putând să ia voturi de la mai multe partide și în acest fel având șansa de a asigura, de a-și asigura majoritatea voturilor. Ca să nu mai vorbim de faptul că domnul Tăricianu are o experiență complexă, este un om pe care îl cunoaștem în diverse ipostaze, deci nu vom mai avea surprize cu el, surprizele fiind cel mai adesea neplăcute la președinții pe care i-am avut. Este un om elegant până și când se supără. E elegant. Un om care probabil că prin prestația lui ar putea să contribuie și la reformarea clasei politice. Da, ce veți face în cazul în care PSD va alege să aibă un candidat propriu, luat în calcul alte variante? Eu sunt în politică la nivel de reprezentare din 8 februarie 1990, când s-a înființat Consiliul Provizoriu de Ordine Național. Experiența mea de aproape 3 decenii m-a învățat că niciodată să nu răspund la întrebările care încep cu dacă. Pentru că în clipa în care răspund la o întrebare care începe cu dacă, există următoarele riscuri. Ceilalți vor crede că îi ameninți. Dacă faci asta, eu am să fac asta. Și în al doilea rând, foarte rar, momentul în care ar trebui să respecti ceea ce ai spus seamănă cu momentul în care ai spus-o, pentru că se schimbă contextul politic. Și eu, dacă v-aș spune acum ce s-ar întâmpla dacă, o să fiu pus în situația că atunci când se va întâmpla, se întâmple altfel și o să fiu ținut de... De aceea, întrebările care încep cu dacă sunt pentru analiștii politici, sunt pentru sondajele de opinie și nu pentru liderii politici. Deci să înțeleg că ALDE optează pentru varianta Călin Popescu-Tăricianu, candidat la prezidențiale. Da, ALDE optează pentru această variantă și sperăm că alegerile europarlamentare să dea toate argumentele pentru a fi convingători și în fața partenerilor noștri de alianță. Pe final, aș vrea să lămurim puțin și episodul de la Iași. Când ați părăsit lucrările conferinței județene a PSD Iași, unde ați fost invitat, ce s-a întâmplat mai exact acolo și ce v-a deranjat? Că ați fost deranjat, am văzut și postarea ulterioară. Nu, hai să spunem, ca să fiu amabil, că n-am fost deranjat, am vrut să nu deranjez. Ați vrut să nu deranjez. Eu n-am fost niciodată la o întâlnire PSD, pentru prima oară în viața mea. Deci prima experiență... Prima experiență. Am fost invitat de șeful filialei de acolo. Era firesc să fiu invitat, pentru că și eu l-am invitat pe dânsul, l-am invitat, am dat mâna cu dânsul când a intrat în sală, l-am poftit în primul rând, după aceea i-am dat cuvântul, a fost primul care a vorbit. Cei din sală l-au aplaudat politicos și așa s-a încheiat episodul invitării liderului PSD la ALDE, într-o întâlnire frumoasă la Teatrul Național. Dânsul m-a invitat, după aceea cel care modera întâlnirea, un domn senator distins, s-a încredințat că vin și că o să-mi dea și cuvântul. Bine, am spus, m-am venit. Sigur că, spre deosebire de mine, șeful de filială n-a avut timp să dea mâna cu mine la început. N-a avut nici vreme să-mi dea cuvântul. Nu-i nimic, am stat cu minte, am aflat că guvernul este PSD, că toți oamenii de prunz credință sunt la PSD, după am uitat în jur, toți erau în jur PSD, eu eram singurul care nu eram de bună credință și atunci, ca să nu tulbur omogenitatea sălii, am ridicat să plecați. Și am plecat. Da, după acest episod, am primit scuze din partea liderilor naționale ai Partidului Social Democrat, care mi-au spus că nu erau la curent cu această situație. Eu am acceptat aceste scuze. Mă rog, problema a fost a dânșilor, că am înțeles de la biroul de presă că știrea plecării mele a fost mult mai mult vehiculată în spațiu public decât ceea ce s-a întâmplat la conferința PSD. A fost poate un semnal ca să se înțeleagă că în politică nu numai cantitatea contează și până la urmă respectul nu se măsoară nici în metri, nici în kilograme. Și încă ceva. E adevărat, PSD la guvernare cu noi împreună este un partid mai mare decât ALDE. Dar PSD fără ALDE
nu va mai fi nici la guvernare, ci va fi cât ALDE, ca influență. De aceea e foarte important să ne respectăm unul pe celălalt și pot să vă spun că în privința asta ALDE și-a respectat promisiunile făcute Partidului Social Democrat, inclusiv promisiunea ca guvernarea să arate cât mai bine, de aceea în unele situații am îndreptat lucrurile și cel mai des am găsit și receptivitate la PSD. E o alianță care de bine de rău a rezistat până acum. În campanie suntem destul de rezervați cu criticile unii la alții, deși suntem competitori. Sperăm să avem relații amicale, dacă nu chiar de colaborare și la alegerile prezidențiale. Iar la alegerile următoare, dacă realitățile politice vor fi tot astea, în care ALDE va avea de ales pentru guvernare între PNL, USR și PSD, e foarte probabil ca noi să alegem tot cea din ultimă variantă, pentru că PNL și USR au mari probleme de identitate și să vă mai spun ceva, cel puțin în legătură cu mine și cu Tăricianu, pot să o spun deschis, există două categorii de oameni politici, unii care au telecomandă și alții care nu au telecomandă. Unii care prind posturile după cum apasă alții pe buton și alții care vorbesc ceea ce cred ei și nu prin posturi străine. De aceea cred eu că există un mare risc să colaboreze acum cu PNL și cu USR, pentru că există undeva o telecomandă care oricând poate să schimbe canalul și te trezește că un om pe care l-ai crezut demn devine într-o dată slugarnic și fanatizat. E un risc pe care am tot obosit să-l întâlnesc în tranziție și n-aș mai vrea să trec prin asta. Domnule deputate, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm. Și noi vă așteptăm la vot, să știți că ALDE este un partid de oameni cum se cade, de oameni care nu jignesc. Mulți dintre noi suntem prieteni de zeci de ani, unii cum e cu altul, cu Norica, ne cunoaștem din studenție. Încercăm să creăm un model uman care să dea mai multă încredere în clasa politică. Vă mulțumim.